Sâmbătă 21 mai este zi de mare sărbătoare pentru creștinii ortodoxi și hram în mai multe localități din apropierea Vașcaniului. În fiecare an, pe 21 mai, sunt sărbătoriți Sfinții Împărați Constantin și Elena. Ei sunt cunoscuți ca cei care au dat libertate creștinismului și adevărați protectori ai creștinilor. În plus, cei doi sfinți au interzis jertfele sângeroase și au făcut în așa fel încât ziua de duminică să fie stabilită zi de repaus în Imperiul Roman. Avem bucuria că la acest sfârșit de lună mai, în acest răstimp de la Paște la Înălțare anul acesta, sâmbătă 21 mai, să sărbătorim o frumoasă sărbătoare. Sărbătoarea închinată Sfinților Împărați Constantin și mama sa Elena. Nu se poate un creștin adevărat, cât de amărât ar fi, cât de necăjit ar fi, cât de suferind ar fi, cât de tulburat și neliniștit ar fi, să nu se bucure de această sărbătoare în plină zi de primăvară, în plină lumină a învierii. Constantin cel Mare este amintit drept cel care a dat edictul de la Milano în anul 313, prin care religia creștină devine o religie pe care oamenii o pot practica. De ce îi sărbătorim pe acești Sfinți Împărați, cum le spunem noi? Pentru că, dragii noștri, ei au fost ca și oarecând apostolii pentru Biserica lui Hristos. Știm că aproape 300 de ani Biserica întemeiată de Mântuitorul Hristos prin jertfa de pe cruce, propovăduită la toată făptura de Sfinții Apostoli și de urmașii lor, această biserică instituită de Mântuitorul pe cruce și instituită pe pământul acesta prin lucrarea harică a Sfinților Apostoli și a urmașilor Sfinților Apostoli, a avut foarte mult de suferit. În România există o serie de obiceiuri și superstiții în această zi. Din bătrâni se spune că aceia care vor munci pământul în această zi vor avea parte de o invazie a păsărilor dăunătoare. În această zi nu se lucrează ogoarele, nu se dă cu sapa, nu se plivesc ierburile. Mai mult, în alte zone se spune că această zi este ziua în care păsările își învață puii să zboare. Tot în această zi de mare sărbătoare este și hramul unor biserici din apropiere Pașcaniului, care poartă aceste nume, de exemplu, lăcașurile de cult din Vâlcica, comuna Tătăruș, și Soci, comuna Miroslovești. În România, în această mare zi de sărbătoare, peste 2 milioane de români își serbează onomastica.